Deci ne aflăm în partea superioară a străzii Tarnița, avem un peisaj foarte frumos, o perspectivă foarte frumoasă asupra orașului. Haideți să vedem care este de fapt problema acestei străzi reclamată de mulți dintre cetățenii de aici. Este o stradă proaspăt asfaltată, cu ghilimelele aferente. A intrat în acel program integrat de dezvoltare urbană, a fost asfaltată cu fonduri europene. Celebrul trotuar pe partea stângă. Noi înțelegem totuși utilitatea, dar nu comentăm asta acum. Da? Pornim ușor la vale, cum se spune. Lăsăm mașina pe liber și în curând o să atingem o viteză amețitoare. Cam asta reclamă oamenii de aici din zonă, faptul că se circulă cu viteze destul de mari pe strada asta și, desigur, există riscul ca din vreo curte de undeva să sară un copil chiar în fața mașinii, Doamne ferește, se pot întâmpla o mulțime de tragedii. Asfaltul este impecabil, putem spune. Nu vă arătăm kilometrajul. Da, iată, cetinim că nu se știe. Așa. Este zona mai îngustă a acestei străzi. O să ajungem la intersecție de unde strada se lățește. Și mergem mai departe. Și urmează zona ușor abruptă a acestei străzi. Atenție, aici avem vizibilitate destul de redusă și de puține ori, iată, copiii despre care vă spuneam, oricând pot să sară în fața mașinii, trebuie să fim foarte atenți. Da, deci recomandabil ar fi ca din loc în loc să fie montate ceva limitatoare de viteză, pentru că toți șoferii care trec pe aici sunt tentați să-și lase mașina pe liber, mașina fiind, strada fiind în pantă, mașina prinde o viteză foarte mare și se pot, așa cum spuneam, întâmpla tragedii. Stăm cu piciorul pe frână, evident. Stradă care nu are probleme foarte, foarte mari. Asta este una din puținele probleme reclamate de cetățenii de aici din zonă. O să vedeți imediat pe partea stângă și stâlpul de la numărul 5 pe care l-am postat puțin mai devreme. L-am postat tot pe pagina noastră, problema de pe strada mea. Iată-l, acest stâlp postat fix în rigolă. De fapt, s-a săpat în jurul lui pentru a se construi această rigolă. În sfârșit. Da. Deci bine ar fi să se monteze 2-3 limitatoare de viteză ca să se evite situațiile neplăcute, da? Ok.